Bună ziua, doamna europarlamentar ALDE, Renate Weber, este invitata mea de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, doamna Renate Weber, și bună ziua. Mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. ALDE nu a reușit să treacă pragul de 5% la alegerile europarlamentare din 26 mai, condiție pentru a intra în Parlamentul European. Cum s-a ajuns la această, la această situație și cum vă explicați acest procent destul de mic? Probabil că sunt mai multe explicații. Cu siguranță una din ele ține de faptul că aceste alegeri, fiind niște alegeri eminamente politice, era importantă capacitatea de organizare la nivel local a partidului. Adică nu era suficientă o prezență activă, și noi chiar am avut-o în campanie electorală, și a liderului partidului și a candidaților, și la nivel central și local. E nevoie de o mobilizare pentru ca lumea să meargă și să exprime votul pe care altfel, hai să zicem, l-ar da unui partid. Și se pare că și acolo au existat ceva probleme, pentru că au fost câteva județe unde am avut rezultate foarte bune, adică 13,5, 11, dar pe ansamblu, într-adevăr, fiind și județe unde rezultatul a fost foarte, foarte slab, până la urmă a fost acest 4% și un pic. Acum, o problemă importantă, și eu nu o spun în acest moment ca o reclamație, ca o plângere, dar ca o chestiune care trebuie lămurită, este aceea a multelor nereguli care au existat. Știți, eu am condus foarte multe misiuni de observare electorală ale Uniunii Europene. Adică eu am fost șefa, am plecat din Parlamentul European având cel mai mare număr de astfel de misiuni. Și în Africa, dar mai ales în America Latină, misiuni de sute de oameni, misiuni de luni de zile. Și trei sunt întrebările fundamentale ca să poți spune la final alegerile au fost corecte. Prima întrebare, sigur că e dacă au fost fraude sau nu. Pentru fraude trebuie să ai și dovada că au fost fraude, asta înseamnă și dovada că a fost intenția de a frauda. Eu nu pot să fac o astfel de afirmație pentru că nu am astfel de dovezi în România. A doua întrebare este dacă au existat nereguli. Ei bine, nereguli au existat. Și întrebarea următoare, cea mai importantă, e dacă numărul acestor nereguli a fost suficient de mare încât să altereze rezultatul votului. Ei bine, în România, la 3 săptămâni de la alegeri, becul încă n-a finalizat aceste alegeri, pentru că sunt foarte multe secții de votare unde nu se închid cheile pur și simplu. Și lucrul ăsta nu l-a constatat și n-au venit să ni-l spună, și asta mă deranjează, autoritățile statului român, adică n-au venit cei din BEC, ci niște oameni din, nici măcar nu pot să-i spun de societate civilă, că nu sunt în formă organizată, doi doctori, unul în matematică, unul în științe politice, s-au apucat pe cont propriu să verifice de pe site-ul becului, deci ceva public, procesele verbale ale multor secții de votare. Sunt peste 3.000 de secții pe care ei le-au documentat și unde nu se închid cheile și unde diferențele sunt mari, pentru că eu am stat de vorbă cu ei și asta a fost principala întrebare. În nereguli punctuale se vor întâmpla întotdeauna, nu e de dorit să nu mai fie, dar nu facem din asta un capăt de țară, ele nu afectează rezultatul. Cum a fost aici pe 26 mai? Și în momentul în care oamenii aceștia foarte serioși îmi spun cam 15% a fost afectat rezultatul votului, ei bine, în acel moment mă întreb, totuși au trecut 30 de ani de practici, exerciții electorale peste noi și noi n-am învățat nimic? Adică poate să fie mai rău acum decât era acum 20 și nu știu câți de ani, când eram totuși la început, pentru că aceste nereguli, pe care până la urmă, repet, eu doar nu le semnalez, mi se pare firesc să-mi pun întrebări, dar aceste nereguli în final trebuie să primească, sau această situație trebuie să primească un răspuns de la Biroul Electoral Central, de la Autoritatea Electorală Permanentă, pentru că de aceea avem aceste instituții. Dacă într-adevăr e vorba de vreo 15%, atunci înseamnă că în mod categoric și ALDE ar fi făcut
pragul. Dar cum vă explicați diferența? Dar sigur că scorul tot este un scor foarte... Diferența jos. Dintre sondaje, că sondajele dădeau ALDE la un procent mult mai mare. Asta cred că vorbește foarte mult despre cum sunt făcute sondajele. Eu o perioadă de timp am avut cumva șansa să lucrez cu institute de sondare când eram la fundație și făceam barometru de opinie publică, acela avea și un capitol de opinie politică, dar este vorba de cum îți alegi eșantioanele, dacă te duci, ce în sociologie se cheamă random group, adică hai să vedem, da? Că o faci telefonică, ai mari șanse să ai o marjă de eroare mult mai mare decât cei 3% pe care întotdeauna ei ne spun sociologii care fac aceste sondaje. Când te duci pe listele electorale, când te duci până la bază, atunci ai o reprezentare mai bună a societății. Urmă, sigur că da, nu e de neluat în calcul faptul că a fost în mare măsură și un vot de protest, un vot al urii, un vot contestatar, un vot pe emoție, inclusiv cu ceea ce s-a întâmplat în străinătate, unde cred că, mă rog, în funcție de poziția pe care se situează fiecare, da. Știu clar că în unele locuri era vorba evident de rea voință. Apropo, vreau să vă spun că unul din cele mai incredibile procese verbale provine de la secția de votare din Bruxelles, unde se consemnează că, bine, n-au fost înregistrați în registru pentru că nu s-a cerut asta pentru alegerea asta, deci toată lumea a fost pe liste suplimentare. Și se precizează că s-au prezentat 1673, cred, sau ceva de genul ăsta. Și la final, voturi valabil exprimate, 17 au fost nule și valabil exprimate 5200, ceva de 3 ori mai mult decât numărul celor prezenți. Adică astea, cum să vă spun, eu pot să înțeleg că poate fi o greșeală. Dar nu-i voie, pentru că la final cifrele astea s-au adunat. Aici foarte multe, câteva mii, în alte părți câteva sute, în alte părți câteva zeci, repet, când niște oameni foarte serioși, care s-au apucat de fapt să facă acest lucru, nu pentru că li s-a părut ceva ciudat. Mă rog, li s-a părut lor că 1.600.000 pe liste suplimentare, parcă totuși n-am mai avut mult. Niciodată. Iar dincolo de asta, au vrut să înțeleagă cum de-a obținut UDMR-ul un număr de voturi în localități unde nici pomeneală, poate nu-i decât un ungur sau cel mult 10 și sigur nu au atât de mulți susținători. Se spune că ar fi fost o înțelegere chiar cu PSD-ul. PSD-ul neagă categoric asta și chiar și mie mi este puțin greu. Știu de la când a fost vorba de Elena Băsescu, nu de formula aceea, să dai un număr de voturi pentru. PSD-ul neagă și cred că totuși cum PSD-ul nu stătea în cel bine în sondaje, un procent jumate, două pentru ei era oricum important. Nu știu ce să vă spun, ei neagă categoric, dar eu vă spun de unde s-au apucat oamenii aceștia să scorbonească un pic și de aici au văzut anomaliile din alte procese verbale. Deci astea trebuie lămurite. Am putea spune că ALDE ar putea să fie o victimă colaterală a urii românilor față de PSD. PSD a fost întotdeauna un partener pentru ALDE. Și iată că la alegeri a obținut un scor, cum spunea și dumneavoastră, știți, mult mai mic. Să știți că întotdeauna, dacă vă uitați în istoria coalițiilor la nivel global, așa, dar haideți să ne uităm numai în Europa, partidele junior plătesc cel mai mult, pentru că partidele mari, chiar dacă scad, au de unde să scadă. E adevărat, scad. Dar au de unde să scadă. Partidele mici însă, într-adevăr, plătesc prețul cel mai mare, mai ales partidele de orientare liberală. Eu mi-aduc aminte că în Germania, partidul lor liberal, tot așa, n-a prins parlamentul la un moment dat. Adică votanții lor au reacționat foarte dur, cei care erau votanții lor, noi eram încă în faza de construcție, că n-am avut parte decât de alegerile practic locale și, sigur, prezidențiale, dar 2014, dar de fapt au fost cele locale
și generale din 2016 și noi încă mai lucram la construcția acestui partid și prețul pe care l-am plătit, sigur că e foarte mare, adică, da. Dar, repet, întotdeauna cred că de aici încolo e una din lecțiile pe care ar trebui să le învățăm, e să chestionăm foarte mult rezultatele pe care le vedem afișate ca venind de la diferite instituții de sondare. Și să știți că pe mine asta m-a ulit întotdeauna în România, faptul că nu prea coincid. Știu că e o marjă de eroare, dar nu prea coincid. Și știți de ce m-a ulit și m-a supărat așa? Pentru că am fost în Guatemala, tot așa, la observare electorală. Guatemala este o țară extrem de violentă, e considerată probabil, mă rog, în primele trei, hai să zicem, din lume. Adică acolo mărești foarte mult să te duci în niște comunități locale. Dom'le, întotdeauna ce a zis un institut de sondare, credeți-mă, le iese. Și eu când i-am întrebat dacă cum e posibil, ce tam, întotdeauna a fost așa. Deci până la urmă cred că e vorba și de onestitatea celor care fac sondajele, nu neapărat a celor care răspund, că nu văd de ce în Guatemala ar fi oamenii mai cinstiți și ar spune de-a dreptul ce vor decât în România. Adică în România de ce se ascund? Mă rog, anul ăsta cred că a fost de fapt și chestia asta, multă lume nu îndrăznea să spună. Sunt mult de analizat aici, dar să fim mai circumspecți, nu strică. Acum, Alde, practic la nivel de, nu mai există la nivel de grup parlamentar în UE, dar este format Renew Europe, este practic un nou grup din care Alde face parte și iată Dacian Cioloș, fost premier al României, este și liderul fost comisar european, și fost comisar european, exact, este lider al acestui grup. Cum vedeți dumneavoastră această surpriză, aș putea o numi? Două comentarii așa ce mai întâi. ALDE ca și partid european liberal există, el a rămas ca partid, el nu mai există ca și grup politic în Parlamentul European, ceea ce eu spun că e un mare păcat și mulți dintre colegii mei liberali chiar au și spus nu, noi întotdeauna ne vom considera liberali. De altfel, presa mai europeană titra la un moment dat, a fost odată un grup liberal în Parlamentul European, rest in peace, și el a dispărut. Grupul acesta care se numește acum Renew Europe, adică Înnoirea Europei, deci seamănă detergent, sincer, vă spun că mi se pare oribil numele, dar mă rog, e treaba lor. Au votat așa și l-au ales și care se consideră un grup progresist, este un grup în care alegerea lui Dacian Cioloș confirmă supremația influenței lui Emmanuel Macron. Pentru că Dacian Cioloș, chiar dacă a venit cu un grup foarte serios, 8 oameni într-un grup, cum este acest Renew Europe, care are în total 108, 8 oameni înseamnă foarte mult. Dar 8 oameni nu se face primăvara. Grupul este categoric sub influența lui Macron și a partidelor pe care el a reușit să le coaguleze în jurul lui. Inițial, cea care a candidat era o fostă ministră a afacerilor europene, doamna Nathalie Loiseau, care însă cred că e potrivită pentru politică fix ca nu ca în perete, pentru că nu are, bine, eu aș zice că nu e niciun om moral, numai că nu are simț politic. Ea a avut o întâlnire off the record cu presa de acolo și la întâlnirea aia, nici mai mult, nici mai puțin, s-a apucat să insulte și să-și bârfească colegii. Deci de-aia spun că moral nu poți să faci așa ceva, politic cu atât mai puțin. Și presa, lovită de deontologie, a ținut lucrurile ascunse vreo 3-4 zile, după care le-a strecurat în mainstream. Și din acel moment ea a trebuit să renunțe. În momentul în care a renunțat, singura lor opțiune, uitându-se de jur împrejur, era Dacian Cioloș, care în mod categoric nu va ieși din coordonatele pe care îi le va impune Macron. Dar ce înseamnă această funcție pentru Dacian Cioloș? Funcția este o funcție importantă pentru că e o funcție de conducere în Parlamentul European. În calitate de lider al acestui grup, el va face parte
din conferința președinților, deci acolo unde, într-adevăr, deci se iau deciziile. Deci va avea un cuvânt greu de spus. Da, va avea un cuvânt greu, mai ales pentru că grupul este un grup destul de numeros. E al treilea din Parlamentul European, 108 oameni, înseamnă un grup mare, un grup cu care va putea uneori să schimbe votul în Parlament, alăturându-se fie PPE-ului, fie socialiștilor, depinde ce tip de înțelegere o să facă, punctual sau... Totdeauna sunt punctuale, că și dacă sunt pe termen lung, nu se respectă. Dar faptul că are în spate un grup suficient de numeros, asta îi dă puterea. Și eu sunt convinsă că de aici încolo domnul Cioloș va avea tot felul de ambiții pe mai departe privind cariera lui la nivel european. Eu cred că pentru această toamnă ar trebui să uităm ideea că domnul Cioloș ar putea să vină să candideze deci în România. Deci credeți că nu va mai nu candida există la președinție? Acolo, deci din momentul în care toate partidele europene care l-au sprijinit și sunt sub... cum să vă zic, sub supravegherea lui Macron, ca să nu zic că sunt la comanda lui, dar chiar sunt la comandă, credeți-mă. Macron nu e chiar atât de democrat pe cât îl vrea lumea să vadă. E foarte, foarte dur în materia aceasta și a disciplinei și așa. Deci, câtă vreme domnul Cioloș a fost impus acolo prin votul lor, 64 de voturi au obținut din 108, nu își poate permite să spună în toamnă eu mi-am jucăriile și mă duc să candidez. Să candidezi, păi și dacă îți pierzi președinția, cineva mai crede că mai vine înapoi? Nu. Ar fi deci out. Și-ar pierde și și-ar pierde orice credibilitate la acel nivel, pentru că din momentul în care ai ieșit președinte în România, atunci da, bun, lumea înțelege. Dar când tu vii perdant înapoi, nu te mai iartă nimeni. Acolo, credeți-mă, lumea e chiar mai dură decât la noi acasă. Pe final, vreau să discutăm și despre un alt eveniment important al acestui an și l-anticipam adineauri, alegerile prezidențiale ce vor avea loc în această toamnă. A luat ALDE vreo decizie în ceea ce privește candidatul pentru prezidențiale? Am avut o ședință practică a biroului ALDE și exact ceea ce intuisem și eu și spusesem la un moment dat public, a confirmat și președintele Tăriceanu. Declarația aceea a fost dată într-un anume context, când nu era momentul să discutăm de candidatură la președinție, pentru că era imediat după votul la alegeri. Sigur că n-a fost ușor pentru nimeni, nici pentru noi, nici pentru președintele Tăriceanu. Dar domnul Tăriceanu nu exclude sub nicio formă posibilitatea de a candida la președinție. Evident însă, este normal să existe o discuție cu partenerii de coaliție. Pentru cu PSD-ul. Că, sigur că da, cu PSD-ul, pentru că nu este puțin lucru să poți să mergi având în spatele tău, iată, o susținere mai largă. Cred că ar fi chiar foarte important, pentru că, în mod evident, pe partea cealaltă, eu m-aș feri să spun partea dreaptă, pentru că nu vă supărați, domnul Dan Barna nu poate să reprezinte dreapta, oamenii ăștia n-au nimic de dreapta în ei. Grupul acesta Renew Europe, el era mult mai de dreapta când era grup liberal, grupul acesta Renew Europe își spune grup progresist. Deci nu e grup de dreapta, să ne înțelegem. Dar hai să zicem, pe partea aceea, da, îl avem pe președintele Iohannis, care a anunțat că își dorește și eu cred că va continua să dorească acest lucru și nu să dea curs zvonurilor care îl văd la președinția Uniunii Europene. Deci îl avem pe domnul Cioloș și o să mai fie cineva din partea acestei alianțe plus USR. Domnul Dan Barna, de ce nu? Domnul Dan Barna își dorește foarte mult, dar acum domnul Barna, mie nu mi se pare că este chiar așa o persoană independentă, adică va face și dânsul ci se va spune și dacă cineva va identifica pe altcineva cu mai mari șanse. Deci, din păcate, în politica din România, păpușarii sunt mereu în spate și sunt în spate. Votul din 26 mai, din punctul meu de vedere, este o confirmare că au recâștigat o parte din pozițiile pe care începuseră să le piardă așa sau în orice caz simțeau că le fug
aceste poziții și văd că acum se repliază. Deci domnul Dan Barna nu e de capul lui, asta sunt ferm convinsă. Și atunci vom vedea cine va candida din partea lor. Un lucru, eu cel puțin la cum cunosc politica europeană, garantez, Cioloș nu va fi. Deci. Acum rămâne partea stângă. Și, de... Ei, și rămâne într-adevăr pe partea cealaltă, e adevărat, adică și pentru că totuși ALDE este un grup de centru dreapta mai degrabă decât de centru stânga, dar dacă poți să ai și susținerea unora care sunt mai de centru stânga, nu este deloc lipsit de importanță, dimpotrivă, cred că șansele ar fi mult mai mari. Când vor avea loc discuțiile în coaliție pe această temă? Am înțeles că nu exact cu zi și oră și așa mai departe, pentru că acum se fac într-adevăr niște sondaje, ca să vedem, din nou sondaje, evident, ca să vedem totuși cam care este percepția... La nivelul coaliției sau la nivelul partidului? Nu, fiecare le face pe cont propriu, ca să spun așa, dar ca să vedem totuși care e percepția populației după aceste alegeri. Și am înțeles că în luna iulie se dorește să aibă loc aceste discuții ca să se ia și o decizie. Ar susține ALDE un candidat al coaliției, un altul în afară de domnul Tăriceanu? Sincer, nu am discutat acest lucru. Adică noi ne dorim atât de mult să fie domnul Tăriceanu, dar chiar n-am discutat. Deci nu știu să vă spun ce decizie s-ar putea lua la nivelul Dar partidului. În cazul în care nu va fi un candidat al coaliției, ALDE va avea un candidat propriu. S-a luat în calcul varianta între asta? Între colegii mei există foarte mulți cei care au și declarat și sunt filiale care au venit cu astfel de propuneri. Da, ca în orice situație domnul Tăriceanu să candideze, mărturisesc că și eu mi-aș dori. Dar știți că până la urmă trebuie și dumnealui să-și dorească, adică un partid nu poate să impună chiar în totalitate și liderului dorește ce să facă. Sau... Dânsul și-ar dori foarte mult să vadă dacă se poate obține o susținere care să fie cât mai largă. Dar, repet, este mult prea devreme să anticipăm care va fi rezultatul acelor discuții. Ne mai trebuie un pic de răbdare. Acum, dacă am avut răbdare și mai avem 3 săptămâni după alegeri, să vedem totuși care e rezultatul, câți s-au prezentat la vot, câți au votat pentru europarlamentare, câți pentru referendumuri, cum de-au fost numere diferite pentru întrebarea 1 și întrebarea 2. Incredibil! Deci dacă avem atâta răbdare, trebuie să mai avem un pic de răbdare și pentru deciziile privind candidatura. Doamna Renate Weber, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm pe lan. Mulțumim!